Neața și bine ați venit la un nou vlog. Este ora 6 dimineața, 7 de fapt, m-am trezit la 6. Sunt îmbrăcată și astăzi se pleacă din București. Mi-am luat un pulover alb de la Stradivarius, blugi super largi de la H&M și un top din acesta. Și mă duc la gară, nu am mai mers cu trenul de 100 de ani și acum iau trenul, nu vă zic unde merg, dar merg la o prietenă. Este duminică și mâine am facultate. Nu știu dacă rămân peste noapte la ea sau dacă mă întorc în seara asta și mă duc la facultate mâine. Dacă rămân peste noapte, evident, nu merg la facultate, dar nu e ceva atât de important. Și avem multe de bârfit pentru că nu ne-am mai văzut din august sau din august sau septembrie, nu mai știu sigur, dar trebuie să povestim foarte multe. Am terminat de filmat un TikTok. Iordana este gata. Hai la gara. Am ajuns, vrei să plec? Da. Am ajuns în Constanța după 2 ore pe tren. Cu Tea. Bună ziua! Vă cu poze, ignorați faptul că suntem, că știți în pălton. Suntem așa dezbrăcate, nu e așa de cald. Zoom pe oameni în geacă. Bună ziua! Bună! Ne-am întors în casă și ne apucăm să învățăm ca niște studente conștiincioase, drept și medicină. Recomandăm facultatea? Nu. Eu învăț pentru licență. E o materie de anul 2 pe care n-am învățat-o și învăț acum. Și tu înveți pentru... Pentru cursurile mele de zi. Da. Am făcut pauză de la învățat. De fapt, ne-am oprit de tot. Și am făcut guacamole. Era să-mi bag părul în guacamole. Și aici prăjim pâine. Primat rețeta de guacamole pentru TikTok. Cel mai bun guacamole. Era mai bun dacă puneam ceapă, dar nu pot să pun ceapă, că de ea nu mănâncă ceapă. Da, mi-a transpirat pâinea pe fărăcuie. O să mirosim la usturoi când mergem la mol. N-am cu cine să mă pup. Ce rău arăt. Este ora 10 jumate. Aștept să intru la baie. Am alecat. Nu muri! Eu de in slay. Am îmbrăcat și mergem în parc. În ce parc? Parcul tăbăcăriei de lângă mall. Și după la mall. Și Starbucks. Și după plec acasă. Da, mi-am luat aceeași blugi. Mai eu. Părul jigos. Am nisip în cap. Și o să mai un hanorac peste... Unde e hanoracul? Acest hanorac. Și ochelari de soare. Te-ai ascuns în dulap? Unde ești? Eu? Da. Aici. A, nu știam unde ești. Mă gândești la tine în vlog? Da. Ziua! O, cât de zon. Nu vreau să plec. Dacă să rămâi. Cum pot să vorbesc. Sunt foarte răgușită. Deci nu cred că vorbesc acum. Ei, trebuia să plec acum 7 minute, dar vă arăt outfit-ul.
Am un pulover alb, tricou negru, pantaloni de piele, colierul, cine își amintește din Viena. M-am machiat, m-am vopsit. Dar de ce am răcit? Sunt în mașină. Sunt fix aglomerația aia de 8. Sper că am trecut. Am fost alături să mă vopsesc. Nu știu dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut. Am mai mult blond aici la rădăcină și mi-am deschis un pic culoarea de dedesubt, adică am urcat-o până la rădăcină, pentru că am crescut. Gata, am ajuns la facultate, este 8 și 13 minute la fix, pentru că nu am nici cea mai mică idee unde avem sala. A, uite, o am la parter, super. S-a pus și ploaia și nu am glugă, am și nevoie la baie. Părul arată decent, fața arată decent. M-am pus în pat la 10 jumate seară sau maxim 11 și nu cred că am adormit până pe la 2 sau 3. Am zis că nu mă ridic clar să verific telefonul, pentru că dacă mă ridicam să verific telefonul clar când mai adormeam. Dar la când m-am fățuit prin pat, sunt sigură că cel puțin 2-3 ori am făcut asta. Astăzi la facultate am 2 seminare. E prima dată semestrul ăsta când merg la ele, habar n-am cum arată profii sau profele. Sper să-mi iau prezența activă, adică să răspund, pentru că de asta vin. Dar în același timp nu am citit pentru ele, deci nu știu dacă reușesc să încropesc ceva pe loc, să zic, măcar așa să-mi pună și mie o prezență activă, că sunt acolo. Vreau să merg cu fetele salon gogoș, că avem o gogoșerie foarte aproape de facultate, care e super bună, doar că plouă. Și dacă o să plouă și când ieșim, mă îndoiesc că o să merge. Vai, de ce îmi pun în cap acum, că plouă rău. Este ora 1 și acum am ajuns acasă de la facultate. Am obosit, efectiv am avut 2 seminare. Primul de securitate socială, ok, interesant, nu prea. Am vorbit mai mult despre discriminarea dintre bărbați și femei. La alea seminar a venit altcineva să țină locul profei pentru că nu știu ce făcea. Deci mai bine rămâneam acasă să dorm, sincer. M-am oprit la farmacie pentru că v-am zis că bolesc. Mi-am dat seama că nu am timp să bolesc. Am foarte multe chestii de făcut și weekendul ăsta vreau să ies, așa că o să mă doctoricesc singură. Mi-am luat strop de tuse. Nu știu cât de bun e. Mereu am dubii când văd că îmi dau fix de la firma lor, dar în fine. Aerius, pentru că știu că e bine să iei, că am mai avut odată probleme de genul și mi-au dat și Aerius și Coldrex. Și o să fac ceva de mâncare pentru că n-am mâncat nimic și după ne ocupăm de asta. Cred că am o lună de zile, mai mult de lună de fapt, de când eram în sesiune. Ce așa întunecat? 2 luni de când mănânc în fiecare zi avocado toast. Dacă e mama acasă îmi face cu ou poșat, dacă sunt singura acasă fac doar avocado toast. Adevărul e că nu prea am poftă de a mânca altceva și asta mereu este o alegere bună. Să-mi fac o felie sau 2 felii? O să-mi fac 2 felii. În fact, nu suport pâinea decât prăjită. Am această fixație, nu pot să mănânc decât pâine prăjită, o pâine în aceea proaspătă. Pentru că altfel pâinea din comerț, din cumpărată, de prăjită, nu pot să... Nu pot să înțeleg cum ai putea să-ți faci un sandwich cu pâine din aia, să se moaie așa, să fie de brânză, fără lactoză. De fapt să-mi tai și legume, dar mi-e cam lene, deci nu cred că mă tai legume. Am cam mai multe legume, dar îmi este lene să mi le tai. O să mănânc asta. Mă duc să mă uit la un serial.